Sunt cel mai mic din familia Talpoș. Am venit să vă aduc sincere condoleanțe din partea celorlalți din familie. restriștile, din vremea aceasta nu le-au permis să fie prezenți aici. Condoleanțe din partea mătușii Mariora, al unchiului Aurel, a familiei lor întregi, din partea unchiului Petrică și a familiei lui, din partea mea și a familiei mele, doar Trei am reușit să ajungem aici. Privitor la fratele meu, Vasile, aș avea multe de spus, dar nu vreau să le spun. În scriptură este scris în Apocalipsa, scrie: Ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul, da zice Duhul ei, se vor odihni de ostenelile lor, că și faptele lor îi urmează. Este suficient îl urmează faptele. Totuși aș vrea să vă spun o întâmplare legată de el, pe care sunt sigur că nu știți. Terminase clasa a șaptea la școala generală din Bocșa, Sălaș, satul natal, și s-a dus să dea admitere la școala de meserii la Turda. S-ar fi dus la liceu, dar situația materială nu permitea. O familie mare, cu mulți copii, cu greutățile din vremea de atunci, a dat examen și la toate probele a luat nota 10. Mai era o probă care a căzut-o. Șeful comisiei a spus, ești prea mic de statură și nu poți să intri la școala de meserii unde ai venit să dai examen. Fratele meu, Vasile, a spus, sunt mic, dar voinic. Și a fost acceptat la școală. După ce a fost acceptat la această școală, s-a întâmplat un lucru. Cel mic a pus mâna lui în mâna Domnului Isus, încheind legământ în apa botezului și din acea clipă cel mic a devenit voinic. Și până la sfârșitul alergării lui, Dumnezeu i-a dat putere să rămână voinic. Pentru voi, dragi mei, Sami și Emi și Dani, Luca, capitolul 19, versetul 31, o parte din versetul acesta, dacă vă va întreba cineva ceva cu privire la Vasile, să le spuneți așa. Domnul are trebuință de el. Vasile n-a avut doar 79 de ani. Vasile a avut mult mai mulți ani, pentru că el, într-un an, a lucrat și a trăit cât alții în doi. Și socoteala lui Dumnezeu are în vedere toate aceste lucruri. Am urmărit și slujbele care s-au făcut la priveghi aici. Vă mulțumesc pentru Dragostea care s-a arătat-o față de fratele meu. M-am bucurat că a fost lăudat și este lăudat. Slujind ca păstor de mai bine de 40 de ani, am avut ocazia să iau parte la înmormântarea mai multor slujitori, și cu durere cei mai mulți au fost mai tineri ca mine. Am observat, pentru că aici sunt mulți slujitori, de aceea vreau să spun asta, am observat că lucrând împreună cu slujitorii pe teren, tare des erau vorbiți de rău. Dar la înmormântare, toți au fost numai și numai lăudați. Întorcându-mă acasă la biserica în care slujesc, știți ce am spus? Dragi frați și surori, îmi doresc să n-ajung curând să mă lăudați. Continua să mă vorbiți de rău. Doresc Domnul să vă binecuvinteze pe toți, să ne ajute să slujim din toată inima Domnului. Vasile nu mai vine la noi. Noi vom merge la el. Credem aceasta și ne vom întâlni și vom fi totdeauna cu Domnul și la aceasta Domnul să ne ajute pe toți. Amin.